Cum mi se pare competiția care tocmai se desfășoară în sala de sport a Colegiului Național Dragoș Tudor? O competiție cu un nivel foarte ridicat, o competiție strânsă, cum ne-au obișnuit domnul Fandi în preajma Universității Sportului Școlar. Test ceea ce ne așteaptă, ținând cont că Dragoș Tudor are o tradiție în acest sens. Nu pot să nu mă gândesc la locul bine obținut la Focșani în 1982, jucător astăzi de atât, cum ar fost Edic. Echipa din Focșani este prezentă aici, alături de mai tinerii din Baia Mare, satul mare. Deci o competiție pe care sperăm să o câștigăm, evident. Am văzut că ați fost prezent și la câteva meciuri. Cum vi se pare basketul? Se joacă un basket mult mai rapid față de ce jucam noi acum 2-3 decenii. Din punct de vedere tactic, echipa e bine pregătită. Domnul Fandic s-a mai modernizat în sensul că acum 2-3 decenii juca în zonă, acum văd că regulamentul cere și om la om. E un basket foarte, foarte bun din punct de vedere calitativ. Dorim să contribuim și pe mai departe, să ajutați echipa liceului să participe și la alte competiții. Tradiția ne obligă, evident. Și e o școală de basket. Nu uitați că avem echipă de la gimnaziu. Nu pot să formez o echipă de basket într-o lună, într-un an. E vorba de multă muncă, mult efort și gândiți-vă că noi, de an de an, concurăm cu echipe ale liceelor sportive, cu program de basket, cu opționale. Deci, și cu toate acestea suntem întotdeauna printre primii la nivel de județ, interjuteți și de ce nu chiar și la națională.